avem așa. Aici o stivă mare de gunoi pe care trebuie să o curăț. Să strâng burele astea și pun gazon. Și pe aici, pe unde mai este. Și pe aici. Salutare, oameni dragi! Trebuia să facem câteva sketch-uri în perioada asta, dar cred că am rămas un pic în urmă cu ele pentru că Anisa e foarte, foarte ocupată cu filmările la Te Cunosc de Undeva. Sunt zile în care filmează până la 2 noaptea. Bam, n-ai fi crezut. Ai zice că ești la televizor și faci banii așa. Și eu, având un pic de timp mai mult, m-am gândit să fac chestii pe la casă. Căsuța noastră. Dar dacă tot aveam nevoie să filmez ceva, am zis, bă, numai bine ia să filmez cum am decurățat o stivă mare de gunoi pe acolo, am luat toate pietrele și toate alea, după care am depus gazonul, așa că, ba, o să vedeți ce frumos o să fie. Dar prima oară să mă schimb în haine de scandal, pentru că, da, știu, nu pare, dar astea sunt hainele mele cele bune cu care vin de la oraș. I'm sexy and I know it. Așa că... Param! Acum, când hainele tale de muncă arată un pic mai bine decât alea care umbli în mod normal, I'm sexy and I know it. Cred că ar trebui să schimb stilistul. În orice caz, astea sunt hainele, hai să vedem ce avem de treaba asta. Mă simt? Da. Mă simt fine. Așa. Mă simt irezistibil. Zic cum ne-am descurcat. Mă simt... Nu mă băgă pe ea în cap, că după aia nu se mai uită lumea la noi. Cum ne-am descurcat? Da. Oameni buni, doar atât vă zic, un teaser. O zonă Barabancea, laudă, extremă. Mama! Mai ai aur în voce. Acum astăzi. Pe sistemul nu cred că mie. Pentru Aniția să fie. Ei, zgărieturi, tata. Asta înseamnă masculinitate. Să zgării și o să-ți placă. Între timp am pus și cazonul. Nu știu dacă e cel mai ok și cel mai perfect pus, dar cred că o să iasă oricum. Adevărul e că eu trăind la țară până la 20 și ceva de ani, deci născut și crescut la țară, m-am mutat prima oară în oraș pentru stand-up, acum vreo 8 ani de zile. Prima zi când am ajuns în apartament, m-am trezit dimineața și m-am pus jos și mă uitam, bun, și acum ce fac? Unde-i activitatea mea? Și am avut atâtea lupte interioare de-a lungul timpului, mai ales de când sunt la București. Păi cum? Asta o să fie toată viața, stau într-un apartament și ies în parc când am nevoie de aer. Și tocmai de asta m-am bucurat de mult că am reușit să ne luăm o bucățică de curte în care să... Na, să stai că ești în curtea ta. Mai bați un cui, mai... Da. Și cu gardul ăsta sunt o grămadă de chestii de făcut. Terasa aia trebuie și făcută. Sunt obosit așa fizic, dar sunt atât de genul ăla de oboseală sănătoasă pe care o ai. Când nu te gândești la nimica, ai creierul destul de limpede și în același timp corpul obosit cât să poți să dormi cum trebuie seara. Ceea ce, na, recomand oricui. Și bă, să ai și tu o bătătură pe chiș, bărbat, ce dracu. O grietură pe mână, parcă altfel mă simt când îmbulez palmele. O să le mai rad un pic de prisp ca să merg cu el de cu sânge, așa zic, bă, Anisiu, ce bărbat să aici, bă, bătă. Deci, cam astea toată șmecheria. O să vă mai țin, o să mai postez, o să mai fac chestii. O să cunosc cum o să iasă, bă, dacă l-am pus bine gazon în primul rând. N-am mai pus gazon niciodată și sunt curios cum o să iasă. Dacă o să iasă, dacă am făcut bine, dacă nu, mai pun o dată. Până la urmă, ce am de făcut? V-am băbat.